ca să nu mai vorbim că lovitura cea mai cruntă le-a fost dată în timpul guvernului Cioloș. Vorbim prea puțin despre asta, dar e foarte important că a fost un moment de cotitură, când doamna ministru Palmer a desenat pe hartă, cu linii drepte și fără consultarea sectorului, zone suplimentare de protecție marină, adică zone pe care le-a scos din zona de pescuit și unde nu puteau intra pescarii noștri decât cu avize care se obțineau în moduri foarte complicate. Prin urmare, zona de pescuit s-a îngustat și mai mult. Mai e o problemă. O mare parte din fermele de acvacultură din România se află în delta Dunării sau în zona deltei, adică la frontiera cu Ucraina. Deci sunt supuse unor riscuri astăzi, unor riscuri majore, pentru că nu știi niciodată dacă mai poți munci în apropierea unei zone de conflict, mai ales când e vorba de ruși.